Sunt candidatul PNL la primăria municipiului Iași. Candidatura mea a urmat toți pașii procedurali stabiliți de biroul executiv al PNL în perioada octombrie 2018, februarie 2019. Întâmplător am fost singurul care mi-a depus această candidatură, nu are nicio relevanță, am parcurs toți pașii. Am fost validat de biroul politic municipal, de adunarea generală a municipiului Iași, liberală din municipiul Iași, de biroul politic județean care a trimis candidatura mea și rezultatul procedurii de selecție la București. Sunt și oficial și statutar candidatul PNL la primăria municipiului Iași. Asta cu primăria municipiului Iași suntem încă în evaluare. Candidatul PNL la primăria municipiului Iași. Da. Candidatura dumneavoastră procedurală a fost validată inclusiv de PPJ? Da. Și domnul Costea de ce a spus atunci că nu-i pătutul cui? Nu cred că a spus asta. Ba da, în același care domnului Harabagiu a spus că nu-i validat de Biroul Național. Nu. Deci v-am spus ce s-a întâmplat. Inclusiv Biroul Politic Județean a validat rezultatul și a fost trimis la București. Dar de ce mai făcut declarația asta? Probabil, nu știu, dar nu se referea se referea la faptul că Biroul Politic Național poate nu a anunțat lista candidaților pentru primăriile reședință de județ. Dar în interpretarea lui era posibil ca Biroul Național să nu anunțe... Exclus. N-are cum să treacă Biroul Național peste decizia internă și peste ceva care a urmat fix decizia Biroului Național. Nu. Deci nu s-a schimbat nimic, exact așa este cum v-am spus. Și dacă nu mă credeți, vă pun la dispoziție și documentele. Așa a fost, nu e. Dar v-am întrebat ca să știu, el nu știe din moment. Chestiunea asta e vânturată din zona Chirica, Harabagiu, Petra. Domnul Alexei și cu declarații care se dezvinte chestia aia. Da, am ieșit astăzi eu și e suficient. Cred că eu trebuie să fiu cel întrebat. Nu, tocmai vă spuneam că domnul Bodea este candidat înscris în cursa internă. Asta, după cum știți foarte bine, candidații la primării și Consiliul Județean sunt stabiliți de către Biroul Politic Național.